am niște viță. Da. De voltă. Da. Nu știu, de fapt am în fiecare an, dar nu ca anul ăsta. Nu știu ce fel de viță e, dar mi-a dat-o cineva și face așa niște struguri foarte lungi, așa, mai lungi ca palma. Da. Ei, problema care este că să nu leagă, să scutură și nu rămân decât câteva bobiță pe... pe să încercați dumneavoastră, acum iese înflorită? Deja s-a scuturat. S-a scuturat. În momentul înfloririi era un produs. Fie că foloseați albitu, fie că foloseați un produs legator. Cu L? Cu L. Cu L. E la lămâie. Legator. Da. În timpul înfloririi. În timpul înfloririi. Sau, v-am spus, albit. Sau albit. Da. Bineînțeles că aici ați fi putut adăuga, asta trebuia făcut înainte, puteați adăuga și înainte de a se deschide florile la vița de vie, să adăugați produsul Universalis și eventual Nisorun și ați fi făcut un tratament complet. Am dat prima dată până nu am florit via, am dat cu Acrobat. Da, e bun și Acrobatul, nicio problemă, însă trebuia să puneți Nisorun, să nu aveți probleme cu acarienii. Da. Eu am crezut că poate și acum au fost niște vitrii de ăștia, niște vânturi cu ploi, cu ăștia, am gândit că și aia a afectat. Nu. Probabil că vița de vie este un soi care nu leagă cum trebuie, deci nu produce destul polen să lege florile la ciorchine. Și de aceea trebuie oarecum forțat și v-am spus, este posibilitatea, fie cu albit, fie cu produsul legator. Da.